Bună seara, sunt Ioana Bradea, bine v-am găsit. La Bistrițeanu Live povestim astăzi despre teatru, cu atât mai mult cu cât știți că teatrul este un subiect sensibil în Bistrița. Orașul nostru este în paradoxala situație de a avea o mulțime de absolvenți de teatru, foarte multe personalități din teatru pe scenele culturale din întreaga țară, mai puțin aici. Este și cazul lui Dorin Zachei, pe care l-avem astăzi invitat, alături de regizorul Horatiu Apan, pentru a povesti despre o piesă specială pe care vom avea ocazia să o vedem joi 28 iulie aici la Palatul Culturii, unde ne și aflăm în miezul problemei, ca să spunem așa. Dorin Zachei, tu ești chiar bistrițean. Bistrițean, jet by jet. Iar lumea te-a văzut foarte, foarte rar. Abia te cunosc cei de aici, pentru că am observat, din câte am socotit, dacă am socotit bine, ai peste 40 de roluri în teatrele din toată țara. Da, sincer. Mai puțin aici. Sincer, nu le-am numărat, dar dacă tu spui că ți-am trimis CV-ul, atunci așa e. Da. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și ce vreau să vă spun, mă simt bine. Deci mă simt ca acasă, cum se zice, acasă. Și chiar îmi doream de ceva timp să vin acasă, nu știu, aveam chestia aia în interior și sunt mândru. Am și o replică în care zic mă simt mândru și mă simt bine în piesă și chiar mă caracterizează replica. Da, mândru și fericit. Fericit, exact. Eram mândru, eram fericit. Da, fericirea și fericirea lui o împart și eu, pentru că am acceptat jocul ăsta de a mici crime conjugale pe scena bistrițeană, care e o noutate pentru mine, scena bistrițeană, ca și municipiul Bistrița. Deși sunt transilvanean, spre rușinea mea, n-am prea trecut prin zonă. În schimb, din cele peste 40 de roluri pe care colegul și prietenul meu le are în CV, aproape 10% sunt făcute cu mine. Împreună, da. Am aflat că ați mai jucat împreună această piesă exact acum 10 ani, undeva la Petroșani, la Teatru din Petroșani, și vreau să vă întreb, domnule Apan, cum a fost să vă reapropiați de text, așa la o distanță de timp? Ceva descoperiri, ceva surprize, sensuri noi? Totdeauna găsim lucruri noi într-un text pe care îl atacăm. Mai ales că, de data asta, jumătate din distribuție este absolut inedită pentru mine și pentru spectacolul nostru. Desigur că găsim lucruri noi, desigur că spectacolul pe care urmează să-l prezentăm publicului bistrițean e cu totul și cu, nu chiar cu totul și cu totul altfel decât cel pe care l-am făcut la Petroșani. În schimb, are multe lucruri altfel. Multe lucruri altfel. Da. Și e bine. Nu spun care, pentru că ați ales totuși din discreție. Corect. Dorin, ați ales o piesă care sună ușor violent. Să ne așteptăm la ceva dramatic? Da, ușor. Violent. Mici o tușă. Crime. Mici o tușă. Crime conjugale. Ar fi. Ar fi. Ce ți-a plăcut în mod special la acest text? Îmi place foarte mult textul ăsta, de-aia l-am și abordat a doua oară. Apropo de întrebarea pusă domnului Apan, cum, dacă am făcut vreo diferență cu trecerea anilor, vreau să-ți spun o chestie. Mi-am reluat repertoriul când am dat la teatru, să văd dacă pot să-l zic altfel. Și era surpriză că pot să-l zic după atâția ani altfel. Cred că același rămășag era și cu textul ăsta, să vedem împreună dacă poate fi o nouă jucărie într-un alt stil, și este, nu știu dacă neapărat alt stil, dar dat fiind că distribuția nu mai este la fel, este altă energie, e altă, plus că domnul Apan s-a folosit de o mică jmecherie ca a întors decorul, da, și de multe ori mă regăseam în altă parte unde trebuia să fiu. Faceți repetiții aici, practic, de cât timp? Facem repetiții aici, inegal și în salturi. Când am avut spațiul de repetiție, când a fost și
Dorin disponibil, că este prins într-o grămadă de proiecte. De când? Când am început? Pe la începutul lui iunie. Cam așa. Da. Mi-am notat pe text, dar nu mai am. Asta înseamnă că ați apucat să vedeți și Bistrița? Parțial. Pentru că dacă n-aveam repetiții, nu stăteam. Mă aștepta familia la Cluj. Am înțeles. Ce v-a inspirat? Adică au existat, eu știu, elemente din dimensiunea asta care să vă inspire în piesă? Elemente interioare ale actorilor, amândoi fiind bistrițeni. În rest, povestea noastră nu are legătură neapărat cu orașul Bistrița, cât mai mult cu locuitorii lui, cu oamenii. Pentru oameni facem spectacolul ăsta, oamenilor ne adresăm. Și ei am vrea și ne-ar plăcea să se regăsească cel puțin parțial în povestea noastră. Cred că să se găsească și regăsească mai mult, nu parțial. De la caz la caz. De la caz la caz, dar tot acolo sunt. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, de pildă, ce anume v-ar plăcea să interpretați aici? După ce se termină proiectul Micilor crime conjugale. Eu sau ar fi posibil să vă vedem în continuare? Eu primul? Sau? Păi doar tu ești cel care poți fi văzut. Eu fiind regizor stau în umbră. Lasă să ne răspundeți în legătură cu niște piese pe care vi le-ați închipui aici, vi le-ați dori. Personal nu discut absolut niciodată despre proiectele de viitor din totală superstiție. Mi s-a mai întâmplat să vorbesc de că aș vrea să fac cu tare și cu tare și cu tare sau să atac ceva, un text, o minunăție de spectacol și n-a ieșit. Motiv pentru care nu. Ați decis că e mai bine să nu. E mai bine să țin totul în secret. Totul ce e planificat sau mi-ar plăcea să fie planificat în viitorul meu profesional. Dorin, tu ai mai jucat aici în 2009. Da, povesteam 13 ani. Chiar înainte de să intrăm în direct, stăteam să calculez și m-am uitat pe telefon. Și da, am jucat aici o piesă, Demoni, de Lars Noren, cu încă doi actori bistrițeni pe care îi și salut și vă și recomand să-i urmăriți, foarte buni, Ramona Dumitrean, care este actriță la Cluj, și Ciprian Vultur, care e și prietenul meu și actor Satu Mare, Petroșan, mai umblă, foarte talentați. Am înțeles. Și am jucat, da. Cum a fost atunci? Cum a fost publicul? A fost plină sala și a fost ceva foarte, foarte bine. Chiar ne-am simțit bine. A fost o întreagă discuție la noi în oraș înainte de apariția noastră aici, în care se spunea de pildă că orașul nu ar avea public pentru teatru. Și acum dilema era cum facem să-l creștem. Da. V-ați mai confruntat cu spectacole în orașe mici în care oamenii 23 de ani eu am fost regizor angajat la Petroșani. La teatrul din Petroșani. Da. Când am ajuns acolo, am avut neplăcuta surpriză, era după 98. Neplăcuta surpriză să găsesc multe sectoare secate de materiale, de idei, de personal, mai mult decât atât. Odată, încercând să vorbesc la telefon cu teatrul, am greșit numărul. Și persoana de la capătul celălalt al firului, întrebată de mine, dacă, alo, teatrul? Mi-a spus, ce există teatru în Petroșani? A fost sinistru, a fost o palmă pe care am primit-o la propriu. De atunci, până când am părăsit Petroșaniul, numărul de spectatori a crescut în mod constant.
se poate întâmpla așa ceva cu condiția să-ți educi publicul, să-ți formezi un public de spectacol, de teatru. Nu de orice fel de spectacol. Să-ți formezi un public pentru spectacolul de teatru. Și cum facem asta? Cu timpul. Cu timpul, cu dăruire, cu... Și cu o instituție, cu iubire, teatrală în primul rând. Cu dorință de sus și nu în ultimul rând cu fonduri. Pentru că în ciuda faptului că există doctrina teatrului sărac, acel teatru sărac nu era făcut fără bani. Mai există un regizor, nu vreau să-i dau numele, un regizor foarte important din România și nu numai din România, care a spus de mult că teatru fără bani nu se poate. Cum eu adaug, teatru fără actori buni nu se poate. Ați avut noroc de actori buni? Totdeauna. De-a lungul? Totdeauna. Inclusiv azi. Inclusiv acum. Cu ocazia spectacolului. Da. Fără periuță. Fără. Am primit. Dorin, tu ai jucat și în filme. Da. Cred că puțin, nu te-a atras foarte mult. Cred că puțin dintre bisețeni știu că ai apărut și în Las Fierbinți, într-un sezon. În mai multe, chiar. Așa, și într-o producție HBO. În două. Două. Ok. Da, în Valea Mută și în Umbre 2. E două producții HBO. Cum a fost? E total diferit, dar în același timp la fel de plăcut. Sunt două experiențe foarte deosebite. Bineînțeles că la bază au cam aceeași chestie, dar sunt super, super diferite. Sunt ca și cum ar fi două meserii diferite. Dar e plăcut, să știi. E plăcut și senzația, e ceva, nu știu, te simți ca la Hollywood, să zic așa, în românica asta mică, te simți ca la Hollywood, cam asta e impactul. Vine mașina după tine, te duci la filmări, vine, te aduce înapoi. S-a simțit și din punct de vedere financiar? Să știi că da, singura problemă este densitatea proiectelor, dacă ar fi mai dense, ar fi mai bine materialele, așa, da. Fiind și pandemia în ultimii 2 ani și ceva, au scăzut și numărul proiectelor și reclamelor și, na, în fine, mai greu. Dar e bine, nu mă plâng. Am auzit recent, nu știu cât e de în regulă, un argument cum că teatru ca și instituție ar fi pe cale de dispariție. Pentru că foarte mulți dintre oameni optează pentru cinema, care ar fi un soi de teatru al contemporaneității, să zicem. Nu vă e teamă că se intră cu teatrul într-un cont de umbră? Mie personal nu mi-e teamă și nu o să-mi fie teamă niciodată. De ce? Pentru că... sunt două arte total diferite. Ca să citez personajul lui Dorin din spectacolul la care lucrăm, apropo, la care un aport deosebit și-l aduce o actriță bistrițeancă, Amelia Crețiu, trebuie neapărat să o denumim, să o pomenim. Ei, nu mi-e teamă de acest lucru. De ce? Pentru că citând personajul tău, am o teorie. Teatrul e viu. Teatrul există acum și aici. Filmul este conservă, după părerea mea. Poți să o vezi când vrei, cum vrei, o să vezi mereu și mereu același lucru. Spectacolul de teatru, chiar dacă este la a doua, la a treia, la a n-a reprezentație, este mereu și mereu altul. Pentru că actorii care joacă nu sunt aceiași. Nu sunt aceiași de azi, pe mâine, peste o lună sau mai știu eu când. Spectacolul de teatru este unicat. Filmul? Nu.
Pe de o parte. Pe de altă parte, magnetismul pe care actorii de pe scenă îl transmit direct publicului nu se compară cu orice emoție pe care ai simți-o în fața ecranului, a micului ecran sau mai știu eu ce, a unui video proiector sau ceva asemănător. Și mai e ceva de subliniat aici, dacă îmi dați voie, trăind fenomenul. Pe scenă nu prea ai voie să greșești, fiind acum și aici și într-un moment real, acum, aici, mai greșim, mai improvizăm așa, dar e cam nasol să greșești. În cinematografie, a 11-a dublă, a 12-a dublă, adică până ți iese cum ar veni. Cam asta aș fi adăugat. În rest, sunt total de acord cu domnul Pan. Nu e pe care vezi niciodată și nici nu cred că o să fie. Nu cred că, nu are cum. Teatru e în noi, e zi, de zi cu zi. Și noi aici facem un pic de teatru, că stăm în fața camerei. Dar că unii sunt conștienți și o fac cu niște anumite pregătiri, alții o fac pe stradă, în timp ce se plimbă, prin parc, oricând. Teatru e viață și viața e teatru, asta cred eu. Corect. Da. Aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte de ce ar merita să vină bistrițenii joi, 28 iulie, de la ora 19, cred, da, la Palatul Culturii, să vadă piesa de teatru pe care ați pregătit-o pentru noi. Să vadă spectacolul. Spectacolul, corect. De ce? Din curiozitate, din dorința de a vedea ceva ce nu vezi chiar în fiecare zi, din dorința de a găsi unele lucruri pe scenă pe care le ai și le ascunzi sau nu le ascunzi în tine, din dorința de a te recunoaște pe tine sau pe cel de lângă tine în situațiile scenice, și nu în ultimul rând, poate, din dorința de a te dezvolta spiritual, a crește afectiv. Pentru că spectacolul nostru are mult de a face cu comuniunea afectivă între oameni. Pentru că e povestea unui cuplu care ajunge într-o criză majoră. Și se pune problema să rupă pisica sau să o ducă la veterinar. Să o repare. Da? Asta nu vă spun. Nu trebuie să dezvăluim toate detaliile. Nu. Dorin, tu cu ce te-ai ales de pe urma acestui rol? Dacă ar fi să, eu știu, să selectezi ceva, o lecție de viață. Am jucat și în lecții de viață, apropo. Așa, și în lecții de viață, da. Deci o lecție de viață. Nu neapărat să o numesc așa o lecție de viață, cu toate că poate fi numită. Textul ăsta rezonează foarte mult cu mine. Am avut și eu niște experiențe în viața mea. Sunt și niște asemănări și, nu știu, îl simt. Simt pur și simplu textul ăsta, îl simt ca o plăcere. Chiar dacă uneori mă doare, uneori nu. Uneori e vesel, uneori e trist, uneori e plâng, uneori spun te iubesc, uneori mă iubești, deci mă omori. Deci sunt cuvinte grele. Cu ce am rămas, cu experiența frumoasă a lucrului împreună a doua oară, și al piesei acesteia, și am rămas cu lucruri pozitive, adică dragostea învinge, cam ăsta e. Iubirea cucerește tot și cuplul ăsta, la asta se rezumă. E o iubire neîmpărtășită la un anumit nivel și chiar se și spune în text că uitam să-ți spun cât de mult te iubesc. Și cred că e valabil și pentru societatea noastră, care tinde mai mult să fie spre alte tendințe decât spre iubire. Și iubirea cred că e răspunsul la toate întrebările.
Și cred că cu asta am rămas. Și cred că trebuie să învăț să respect mai mult sentimentul ăsta. Chiar dacă sunt conștient de el și cred că mulți sunt. Dar să-l respect, nu știu, e ca și cum ar trebui scos înainte. Hai să ne iubim. Frumos. Frumos, că există și urât, da. La teatru. Da. Care va să zică, ne oprim deocamdată aici, ne vedem neapărat joi 28 iulie de la ora 19 la Palatul Culturii, la o piesă de teatru cu totul specială de la care nu aveți voie să lipsiți.